genul dramatic. Opera dramatică, preliminarii, literatură și non-literatură, text și reprezentare, cuvânt și mișcare, mască și emoție, timp scenic și timp reprezentat. Teatru sintetizează o întreagă lume, aduce artele la un numitor comun, chiar dacă fiecare și-l revendică. Dramaticul reprezintă unul din formele fundamentale ale literaturii, alături de epic și liric. E o formă naturală de expresie artistică, ce e consubstanțială în diferite proporții tuturor genurilor. Dramaticul reprezintă un gen literar care cuprinde totalitatea operelor scrise sub formă de dialog și/sau monolog destinate reprezentării scenice. Teatrul nu își realizează pe deplin vocația decât dacă devine spectacol, astfel încât dramaticul include și domeniul artei și al tehnicii punerii în scenă a textului. El are o dublă existență producție literară și reprezentare scenică concretă. George Amanti vede în teatru cea mai concretă, cea mai completă dintre arte. El le cuprinde pe toate, el e muzică, el e cuvânt, el este plastică, el este lumină și culoare și mai ales el este mișcare. Structură Textul dramatic este structurat în acte și scene. Actul este o subdiviziune a piesei de teatru, este un indicator al pauzei tuturor elementelor piesei, separă secvențe mari. Cuprinde mai multe scene. Scena este o subdiviziune a unui act delimitată în general, prin intrarea sau ieșirea unui personaj, prin modificarea timpului și locului acțiunii. Ea cuprinde o singură întâmplare într-un cadru neschimbat. Tabloul este o unitate mai întinsă și mai vagă, specifică teatrului modern. Subiect, acțiune, conflict. Subiectul e reprezentat de succesiunea și îmbinarea acțiunilor într-o piesă de teatru. El cuprinde momentele clasice ale acțiunii, expozițiune, intrigă, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, deznodământul. Acțiunea dramatică reprezintă succesiunea de evenimente prezentate care presupune un punct de plecare cu evoluție ulterioară spre o situație finală. Desemnează atât povestirea ficțională cât și evenimentele pur scenice. Conflictul, adevărata identitate a dramaticului, spune Adrian Marino, constă în existența, a două forțe opuse, împrejurări, pasiuni și caractere care se ciocnesc. Șocul e urmat de o criză sau un dezechilibru care provoacă răsturnări de situații, confruntări, treceri de la o stare la alta. Limbajul dramaturgiei În teatru totul e limbaj spunea Eugen Ionescu. Textul dramatic se compune din două părți distincte, dar inseparabile. Dialogul sau monologul, în dialogul vorbește personajul, și didascaliile, în didascalii, intervine autorul însuși. Dialogul. Opera dramatică are ca mod de expunere principal dialogul. Dialogul declanșează și motivează acțiunea, definește relațiile între personaje, exprimă reacția lor și contribuie la caracterizarea acestora. Personajele comunică prin replici. Ele pot fi scurte sau ample. Monologul este o replică de dimensiuni mari sau ample emisă de un singur personaj care nu are în mod obligatoriu un destinatar precis or precizat se poate realiza ca discurs, declarație, confesiune sau narare orală a unei întâmplări. Indici gramaticali de realizare a dialogului sau monologului. Exclamații și interogații. Vocative. Interjecții, imperative pauze în rostire, reluarea unor cuvinte sau sintagme, punctele de suspensie. Didascaliile sau indicațiile scenice reprezintă notațiile autorului scrise cu scopul de a oferi informații utile actorilor și regizorului pentru montarea adecvată a spectacolului teatral. Acestea sunt așezate între paranteze și fac referiri la decor, personaje, vestimentație, relațiile dintre personaje, starea lor interioară, gestică, limbaj. Didascaliile reprezintă un text de regie, dar și un suport care îi permite cititorului să construiască imaginar fie un loc în lume, fie o scenă de teatru, fie amândouă în același timp. Personajul reprezintă noțiunea cheie în teatru. Are o dublă natură, ființă de ficțiune care îi se alătură o ființă vie, ființă de hârtie, cum spunea Roland Barthes, care va trebui să-i corespundă un artist, subiect al unui discurs ficțional și ființă reală. El prinde viață prin intermediul actorului. Actorul este artistul prezent în spațiul scenic, care acționează și vorbește într-un univers ficțional. Pe lângă mijloacele verbale, personajul poate utiliza și mijloace paraverbale. Intonația, accentul, pauza, timbrul vocii, suflul și nonverbale, strigăte, râsete, suspine, gemete, expresii faciale și corporale, gesturi. Costumele, decorul cu obiectele, formele și culorile sale, efectele luminoase, forma scenei, muzica de fundal, zgomotele de fond, toate completează spațiul scenic în care se mișcă personajul însuflețit de actor.